Drumul județean care duce către comuna Mehedințeană, Obârșia de Câmp, a intrat în reabilitare. Pe o porțiune de câțiva kilometri se va turna covor asfaltic. Văd utilajele și parcă nici mie nu vine să cred. Această lucrare se efectuează din surse proprii, sunt lucrări de întreținere în interiorul localității Obârșia de Câmp. Vom turna un covor asfaltic ușor peste 2 km. Aceasta e una dintre investițiile din Obârșia de Câmp. Obârșia de Câmp este prevăzută și pentru alimentare cu apă și canalizare. S-a concretizat promisiunea Consiliului Județean, chestie pe care nici eu și nici consătenii mei și colaboratorii din primărie n-am crezut-o. Deci ne-au convins. Oamenii au declarat că sunt ani de zile de când așteptau ca acest lucru să se întâmple. Văd utilajele acum și trag nădejde, în special șoferii, că gropile din asfalt vor dispărea cât mai curând. Să sperăm că o să fie mai bine de acum înainte. Ați văzut utilajele? Da. De ani de zile de când este drumul ăsta așa. Acum așteți, vedeți că sunt utilajele aici? Acum sunt aici, acum suntem convinși că se va rezolva. Ceea ce se promite trebuie să se facă. Acum se lucrează și ne bucurăm că se face. Lucrările de asfaltare reprezintă și o onorare a unei promisiuni. În urmă cu câteva săptămâni, locuitorii acestei comune au primit asigurări că se va face totul pentru ca zona în care trăiesc să fie ajutată să se dezvolte, iar condițiile de trai să fie unele civilizate. Domnul Stănișoară și domnul președinte al Consiliului, domnul Bălu, au promis acum 30-40 de zile în urmă. Un vis care a devenit realitate. Cred cu această ocazie ca și sper totodată ca oamenii să-și recapete încrederea în conducători, încredere pierdută datorită vânzătorilor de iluzii, PSD-ul și PNL-ul, care le-au promis marea acusarea oamenilor și nu au făcut nimic. Conform reprezentantului constructorului, lucrările vor dura maximum o lună de zile.